Al treilea nu se poate. Fantezie radiofonică de Ivan Martinov. Traducere de Valentin Deșliu. Adaptarea radiofonică Vasile Chiriță. Alo? Da. Casa profesorului Kiprianov. Nu, nu sunt Kiprianov, sunt Kiprianova. Cum? Ulea, dar nu vi se pare cam târzior? De unde? De la clinică? Dar voi n-aveți somn? Noi nu ne plângem. Cine? Vai, dumneata, ești doctor Stanimirov. Nu, nu ne-ai deranjat deloc. Nu, tot sunase telefonul. Un caz urgent. Ce spui, frate? Măi, excepțional, neobișnuit. Altfel nu ne deranjai. Hai, zău, nu fii copil. Dumneata, nu mă deranjezi niciodată. Dar mă duc să-l scol pe Kiprianov. Cum? Ar și trimis mașina? Bine, bine, îl trezesc imediat. Și ține minte, dumneata, nu mă deranjez niciodată. La revedere, la revedere. Numai soție de chirurg să nu fii. În sfârșit a sosit. Soră, dă fuga și deschide. Bine, domn doctor. Bună seara, domn profesor. Bună seara. Să trăiți, soară și profesor. Mai bună dimineața. Cum e Stanimirov? A sosit clipa. Acum ne vom putea vedea visul cu ochi. Ce vis? Păi transplantul de cap. Avem doi accidentați. Bravo. Aspectul lor exterior? Nu prea seamănă, dar merge. Starea generală? Șoferul are spina și ficatul zob. Inima își continuă activitatea, dar pulsul e foarte slab. După părerea mea, dacă mai rezist o oră, e mare lucru. În schimb, capul aș putea zice că e perfect. Biocurenții normali, excitația scoarței cerebrale la fel. Celălalt, știți, este cunoscutul savant, filozoful profesorul Blagodușev. Blagodușev? Da! Cu atât mai bine. Blagodușev. Acum să vadă și ea de la filozofie ce poate chirurgia. În ce stare se află? Lovit serios la cap, cu emoție puternică. În schimb, restul e perfect. Inima bate ca un motor nou-nouț. Perfect, să nu mai zăbovim atunci. Transplant, Stanimirov, transplant. Numai transplantul rezolvă problema. De acord, dar pe mine mă muncește un gând ciudat. Ce, ți-ai pierdut încrederea dumneavoastră, doctorule Stanimirov? Pe dacă așa chema medic mâna a doua? Nu, de asta e vorba, da. Mă gândesc însă, ce vom obține transplantând capul unuia pe trupul celuilalt? Vreau să spun, cine va fi omul cel nou? Șoferul sau filozoful? Uite, doctore, cum să spun... Adică vezi că așa e, la asta nu m-am gândit. Stai. Dar la urma urmelor, identitatea celui de-al treilea individ nici nu contează. Nu, dar colegul Barnard, nu? A transplantat inima și m-aș mira să și pus problema dacă pacientul va deveni un om de inimă sau vreo inimă albastră. Nu, prin urmare, să zicem... Blagodușev. Da, dar capul e al șoferului și purtătorul conștiinței este capul. Da, bine, acum sigur că nu e, dar uite, vezi, numai că aici este vorba și de influența sistemului nervos în general, nu? Coloană, bulb și așa mai departe. Și a tuturor factorilor care constituie corpus homini. Da. Vă să zic că pe primul loc este corpul omenesc, fără de care nu există organism. Capul. Capul nu este decât o parte din corp, iar pentru noi, în momentul de față, devine doar un element ajutător. Acum fie ce-o fi, nu mai putem da înapoi. Vedem noi la urmă ce este. Ia, hai la lucru. Ziua bună! Bună ziua, fetițo! Alde, matale, aveți un bolnav aici? Am. Și eu. L-a pus la raze? L-a fi pus. Acum, nu e vorba mai de pandeș, deci de boală. Nu e boală, este accident. Și al meu la fel. S-a răsturnat cu autobuzul la Vitinca. Ce? La Vitinca?
Nu, Tinca sunt eu. Nu, Tinca, Vitinca. Soțul meu tot acolo s-a accidentat. Tot șofer? Ceaș, dragă, filozof. Și cum s-a întâmplat? E un zânătic de șofer, că umblă ca nebunii. S-a răsturnat și s-a lovit la cap. La cap? Petru scapă. Cum scapă? Acum mai depandești de cap, Ilia al meu. Ce, Ilia Petrov? Cum îl cunoști? Știam eu că-i cam umblă ochii. Fă să zic că ești nevasta asasinului. Eu nu sunt nevastă, sunt fată. Adică, ia stai, cum asasinul? A criminalului de Ilia. Ascultă, să nu-l faci pe Ilia, cremenal, că eu atâta spun. Mă meninți pe mine, după ce că Ilia al tău mi-a lovit la cap bărbatul, ia te rog. Eu ți-am spus că scapă și Ilia tot la cap s-a lovit. Ba nu, Ilia al tău este zob, înțelegi, zob. Doar capul i-a rămas întreg și acum o să-i pună capul pe trupul bărbatului meu. Sarmanul de el. Te pomenești că nu-ți convine. Ce să-mi convine? Să-l vezi dintr-o dată pe Ilia, dintr-un amărât de șofer, dita mai profesor la universitate. Pentru mine nu era un amărât. Era cel mai bun și cel mai frumos om, înțelegi? Omul meu pe care vreau să-l iau de bărbat. Pe acum poți să-l mai iau așa, profesor? Cum adică să-l iei? Păi, cu cununie, după obicei, nu? Dar nu o să stăm așa ca oamenii, dacă și-a schimbat locul de muncă. Ba, scâmpi, fetițo, Ilia nu mai este șoferul, Ilia. Păi, spuseră-ți al de matale că acum e profesor. Exact, și dacă este profesor, îl cheamă Blagodușev și este soțul meu. Nu îl cheamă Blagodușev și nici nu e însurat, nu mă minți el pe mine. Ilia al meu e om cinstit. Dar nu pricep o dată, fetițo, că Ilia nu mai există, doar capul mai este al lui Ilia, trupul este al soțului meu. E atunci e tot Ilia, nu știi vorba, dacă nu e cap, va e de picioare, așa că tot capul contează. Uite, știi ce drăguță, eu zic să-ți vezi de treabă și să-mi lași bărbatul în pace. Gândește-te care de rezolvat problema contra curentul kantian în efervescența evoluției maltusiene, în concordanță cu determinarea relației gândire-spațiu la Homo sapiens. Înțelegi? Este lucrarea vieții lui, înțelegi? Păi și crezi că-l duce capul pe Ilia la dal de d-astea? Pe Ilia nu, drăguță, pe Ilia nu, pe Blagodușev, da. Blago... Cu capul lui Ilia. Ai, păi dacă era vorba de motoare, altă socoteală. Da, cum îi zice că îi tai numele? Bietu Ilia. Știi ce, cucoană? Ce tot ne ciondănim noi pe pielea ursului din pădure? Lasă să-i facă ce ori face și când o ieși să aleagă. Ce spui? Alege pe matale, treaba lui. Mă alege pe mine, a? Ce zici? Nu e bine așa? Ia uite-te, eu nu mă compar cu dumneata. Dacă e pe aia dreaptă, nici eu. Și dacă mă gândesc bine, profesorul ăsta nu se uită el la mine, chiar dacă are și ceva de la Ilia. Dar celălalt? Care e alălalt? Adică de la acum devine că nu mai e nici Ilia, nici bărbatul Natale. Acu' e altul, al treilea. Ce al treilea? Cum al treilea? Ce caută persoane străine aici? Pardon, eu nu sunt persoană străină. Ce înseamnă asta? Unde te trezești, Nata? Doctore, te somesc să-mi dai înapoi bărbatul. Ce bărbat? Dar în primul rând, cine ești dumneata? Zoia Blagodușeva. Și vreau să-mi iau acasă bărbatul pe care mi l-ați masacrat aici. Liniștiți-vă, Zoia Blagodușeva. Cum să mă liniștesc? Nu pot. Dar nu așa. Pot. Auzi, vorba masacrat. Da, masacrat. Vreau să-l văd pe profesorul Kiprianov cât mai urgent. Mai urgent nici că se poate. Eu sunt și vă asigur că operația a reușit perfect. Vai, nu mai spune. Doctorul Stanimirov, colaboratorul meu aici de față, poate să confirme. Așa este. Totul a decurs perfect și starea post-operatorii a pacientului depășește așteptările noastre. Păi nu spuneam eu, matale! Dar dumneata, cine mai ești? Eu sunt Tinca. E pretendentă la mâna lui Blagodușev. Eu nu pretendez nimic. Dacă trăia Ilia, era altă socoteală. Dar așa mă înțelesei cu dânsa să aleagă ăsta la pe care din noi i-o plăcea. Că de, am și eu contribuția mea la chestia asta. Fetițo. Bine. Dar vezi, aici nu e vorba de dat cu bani. Ce părere? Iese capul, câștigi tu, iese partea cealaltă, câștigă Zoia Blagodușeva. Nu, trupul pe care s-a grefat capul lui Ilie al dumintale aparține profesorului Blagodușeva, așa că... Păi de ce n-a spus capul profesorului pe trupul lui Ilia? Fetiță. Nu se putea. Ilia avea capul mai bun. Vedeți, da. Dar s-ar putea ca al treilea nici să nu se uite la ea. Crezi? Și atunci eu ce mă fac? Cum ce te faci? Te duci frumușe la casă și îți găsești al logodnic. De ce spui, matale? Crezi că așa merge, a? Păi nu mă cunoști, nu plec de aici până nu se hotărăște. Așa, uite așa, dar al dracului, dar n-ai. Numai că o să aștepți cam mult, fetiță. Da. Pacientul va fi restabilit abia după 2-3 luni, în cazul că nu se va produce fenomenul de respingere. Pe nu mă respinge el pe mine. Nu, că nu de tine e vorba. De cap. Apropo de cap.
Aș putea să-l cumpăr. Cam cât ar costa un cap de șofer? Cam cât? Depinde, cum să vă spun. Există fel de fel de capete, și mai așa, și mai așa. Ei, le avea un camion nemaipomenit. De ce vrei să insinuezi? Că Blagodușev n-avea unul tot atât de bun? Altfel cum ajungea profesor? Spune, cât vrei pe el? Ia, asta e cu goană. Dacă e vorba așa, cumpăr eu trupul profesorului. Bă, nu crezi să coste mare lucru? Mai uzat de... Protestez, Blagodușev nu era deloc uzat. Ia, ascultă-mă. Dacă îndrăznește cineva să se pună mâna pe mine, eu vreau bărbatul meu pe care nu-l disput cu nimeni. Îl vreau pe Blagodușev, gânditor de reputație. Mersi, îl vreau pe mersi și-ți mulțumesc cu capul altuia. Nu vă certați de pe acum, vă rog foarte mult, vă rog. O să aveți destulă vreme și pentru asta, vă rog, acum nu. Un lucru e limpede. Cei doi nu mai există. Așa că în momentul de față un singur lucru mai avem de rezolvat. Cine este al treilea? Și cărea dintre dumneavoastră îi aparține? Sau cum zicea Voltaire? Aceasta e întrebarea. Să mai fi fost o noapte sudată la asta și tot nu mi-ajungea. Vai, dar n-ați mâncat nimic. S-a răcit laptele. Imediat vă aduc altul. Cam căzut, da? Lapte mie, fi solemnă, soro. Urachiu sau o vodculiță, dacă mă știi, de parcă am tras la șaibă 24 de ore din 24. Urachiu, ați zis? Ori vodcă? Și ce te mirești? Mă mir, fiindcă soția dumneavoastră când a venit aici ne-a spus. Soția mea? Eu n-am așa ceva, soră, dragă. N-ai bitinca. Ți-a spus că mi-e nevastă ca să-i dai drumul în spital. Aia care zici că m-a căutat, mi-e doar iubită, înțelegi? Marșmecheri, mai sunt și bărbații ăștia. Fata de dânsa vă faceți că nu beți și în particular... În particular? Ești glumeață. Păi eu cum ieșeam dântură direct în cârciu, mă opream. Dar de când cu accidentul, hai, te rog eu, hai. Fă rost măcar de o înghițitură de tărie. Rugați-mă orice și se face. Dar alcool nu vă dau. Tocmai dumneavoastră îmi cereți să calc regulamentul, tovarășe profesor. Profesor? Râs de persoana mea, senioară. Hai, lasă-te. Eu sunt șofer, mâncatea mică. Vai, ce glumeți sunteți. Asta însemnează că totul merge bine, merge bine și în curând vă puneți pe picioare. Astea-s și... picioare, bețe, soro, bețe. Oh. Dar ori ajunge-le ca înainte, că mă pun pe traia. Hai, dă fuga după o gură de tărie, că n-o fi fug. Vai, tovarășe profesor. Ce tot îi dai cu profesor, auzi? Uneori îmi vin așa niște idei și niște gânduri de mă mir și eu de unde le mai scoate capul ăsta al meu. Dar e firesc, e firesc. Pe măsură ce vă vindecați, veți fi iar filozoful de talie mondială care ați fost înainte. Ia stai că e... Stai, soro, că e încurcătură. Eu cred că mă confunzi cu profesorul Blagodușev. Eu sunt șoferul autobuzului, da, nu? De unde? Dumneavoastră sunteți chiar profesorul Blagodușev. Eu? Da. Dar știi că ești bine, fetițo? Știu. Chiar și doctorul Stanimirov mi-a spus odată. Ia mai dă-l naibii pe doctorul ăla tău. Ascultă-mă pe mine că mă pricep. Ești o fetiță pe cinste și dacă mă gândești bine, mi-ar conveni să fiu Blagodușev. Dar în puterea vârstii, nu așa. Leafă bună. A? Cam cât crezi că avea pe lună? Lua bine, eu sunt sigur. Eu în locul lui aș împărți eu cu tine, a? Dar să știi că eu nu mint. V-am mai spus eu că vă țineți de șotii. Știți că eu credeam că oamenii ca dumneavoastră, da? Așa, stau așa? Și noapte cu nasul în cărți și nu se gândesc la alte alea. Și când colo, cum vedeți, o fustă... Stai, nici așa să nu o luăm. Chiar orice fustă nu, da. Una ca asta amată, lăsa. Vă rog! E, nu, așa, scurticică. Era să uit. Aveți aici în cuier hainele gata pregătite. S-ar părea că în curând o să ne părăsiți. Cum? Alea de acolo sunt hainele mele? Chiar așa. Ce, bă? Păi eu n-am avut așa țoare dacă m-a făcut mam. Când pun pe mine un costum, parcă mă mut. Ce-i ladă și pe mine? O șapcă și o scurtă de piele. Gata, gardiroba. Dar de când cu Tinca îmi pusesem în gând să mă mai înțolesc și eu, dar... Chiar dânsa le-a adus. Cine, Tinca? Hainele astea? Da,
la Tinca, Netinca, eu știu că este soția dumneavoastră. Oh, ce știți dumneavoastră, cât a durat operația. Nu s-a mișcat din sala de așteptare și a plâns. A plâns Tinca? Da. Miram așa. De bucurie că a reușit operația. Ai, iurea, dă teamă că dau ori tu popii și rămâne nemăritată. Că e dată în naibii. Dar cu mine nu-i merge. Lasă că nu mai e mult. Uite, într-un sfert de oră, mă rog, 20 de minute, va fi aici. Să vă văd atunci. O, intră! Bună dimineața, profesor! Bună dimineața! Îmi pare că vă simțiți admirabil. Mă simt perfect, tovarășe doctor. Bine că ați venit să mă lămuriți cum stă chestia asta. Cine sunt eu? Da, ce zici, Stanimirov? Da. Starea psihică a pacientului este propice pentru o astfel de discuție? Așa se pare, tovarășe profesor. Atunci să spun. Da. Ești al treilea. Toată viața a fost al doilea și acum e și al treilea. Degeaba râdeți. Este așa cum a spus tovarășul profesor. Sunteți al treilea. Adică ceea ce a rezultat din cei doi oameni decedați. Ia, stați, nu băgați între a treia că tușește motorul. La Ustanimirov, profesorul Blagodușev glumește acum. Asta e fără îndoială dovada reușitei noastre, tovarășe profesor. Evident. E regulă. Acum după ce v-ați dumirit dumneavoastră, dumiriți-mă și pe mine. Unde mă duc eu când ies de aici, fraților? La universitate sau la garaj? Păi, unde vă convine, profesore? Dacă vreți să faceți o plimbare cu mașina... Ia stai, doctor, ce de plimbare merge mie? Eu mă duc să repar rabla aia pe care am turtit-o la Vitinca. O să plătesc până mi-o ieși ochii, dar dacă nu mi-o anulat ăia de la circulație și permisul? Eu vreau să vă spun, ce ar fi să vorbim serios tot? Păi, dar eu sunt foarte serios. Dar n-a să mă încurcați. Ba că sunt al treilea, ba că sunt Blagodușev. Numai cine sunt adevăratele, nu-mi spuneți. De ce? Uite, eu pot să jur pe ce vreți că am fost și voi rămâne Ilia Petrov, șofer de cursă lungă, pedepsit de viață, să circule doar pe trasee scurte. Stanimirov. Da, ziceai că starea psihică a pacientului este propice pentru... Păi, vezi? Halal diagnostician. Halal, nu, uite, lasă. Păi de ce nu răspunzi, doctore? Vă rog. Voi încerca totuși să-l lămuresc. Profesore Blagodușev, te rog să mă ascult cu atenție. Păi, iar... Afară se află soția dumitale. Cum soția mea? Da. Poate că vederea ei te va scoate din starea psihică în care te afli. Ia, te rog să te îmbraci, să mergi. Hai. Corio! Dragul meu, Corio! Nu mă mai recunoști, scumpule. Păi, sunt Zoica. Zoia ta, vine la pieptul meu, Colio. Nu viu. Cum? De ce mă chinuiești, Colio? Nu m-am chinuit destul până acum. Te rog. Fii chinuit, nu zic, dar ce vina mea? Eu nu te cunosc. Ingratule! Asta ți este recunoștința? Ascultă-mă, eu sunt Zoia. Zoica, soția ta. Zoia, te drăcie. Dar fetica asta cine este? Nu te face ca cum sare țandăra. Și acum te las cu asta pe cap, ia vezi. Ce stare drăguță. Mă, drăguță ești, mă, Tinco, dar... A, n-ai vie pielea pe tine. Colio! Ce faci? Ce tot dai cu Colio cu coană? Pe mine mă cheamă Ilia Petrov. Și mai lasă-mă în pace cu Colio al dumitare. Tinco, ia vreo, frate. Băi, ești chiar ce mă. Bă, da, ce bine te-ai făcut, dacă nu te-am mai văzut. Poftim, nu ți-ai profesor acasă? Hai, iar! Colio, dragul meu, ascultă-mă, tu nu ești Ilia. Tu ești Blagodușev, soțul meu, dragul. Bucoana, eu nu te-am văzut în viața mea. Pe tine, Colio, gândește-te bine, te rog. N-ai de ales. Ba, da, eu am ales. Pe fata asta și cât de mult. Vai, niciodată nu mi-aș fi închipuit că tu, Colio, ai fi în stare să săruți o femeie străină în fața mea. Leșin apă. Se poate, tovarășul Blagodușev, se poate să fiți așa de ingrat? Se poate, dacă faci un stop cardiac. Gata, ați glumit destul, liniștiți-vă. Zoia Blagodușev, vă rog, liniștiți-vă. Soțul dumneavoastră vrea să vă pună la încercare. Toată viața mi-a pus nervii la încercare, tiranul ăsta. Și cum zisești că te coafezi pe gratis, ce auzi? Spui? Da, Ilia, tu nu zici nimic. Păi ce să zic, dragă? Te-ai mai prostit. Dacă mai faci multe operații de-astea, ne-a bătut fericirea. Tovarășe Blagodușev, ce v-a apucat? Niciodată, mine niciodată nu s-a purtat așa de crud cu mine fiara asta. Era sobru, era serios manierat. Frumoase apucături pentru un filozof, n-am ce zice. Dumneavoastră care gândiți atât de intens, nu se sizați în răurirea celuilalt asupra psihicului dumneavoastră? Nu se sizați deloc? Eu nu se zic deloc. Păi asta e foarte rău. Foarte rău este. Stanimirov. Da, profesor.
cred că va trebui să efectuăm o nouă operație. Cum hotărâți dumneavoastră, tovarășe? Da, să facem. Soră! Pregătește sala de operație. Nu! Vă rog, nu! Tovarășe doctor, sunt gata să fac tot ce îmi cereți, dar fără operație. La urma urmelor, după ce am trecut prin ce am trecut, nu-i așa? Cum să vă spun, că nu-mi dați voie să mă distrez și eu un pic să glumesc cu neei? Asta-i cu altceva. Auziți, Zoia, soțul dumneavoastră a glumit. A glumit, răule, prin ce spaima am trecut. Glumește, dragul meu. Dar te rog, te implor, nu te mai atinge de ființa asta imposibilă. Tovarășul profesor, vă rog, putem să rămânem o clipă singuri? Da, se înțelege, sigur, sigur. Dar vă rog să nu-l obosiți prea mult. Nu. Este, cum să vă spun eu, e crud încă. Da, înțeleg, fiți fără grijă, știu cum să-l iau, dacă e așa crud încă. Dar vreau să fim singuri, singuri. Da, să trecem mai dincolo. Ai, fetiță, poftim și tu, hai, fetiță, să vedem încă, așa, hai. Ba! Stai că ai zis ceva? Uite așa, am zis ba! Ba? Adică Tălea nu vreau să-l las pe Ilea singur cu urât asta. Tovarășul profesor, cum îi permiteți să... Hai, fetiță, hai, nu ne-ai cum în situația de te evacua cu forța, înțelege că se poate. Nu înțeleg nimic, înțeleg doar atât. Ilea este Ilea și nu Colio. Dacă era Colio, nu trăgea la mine. Nu-i așa, Ilea? O fi, da, acum... Niciodată! Eu nu vreau să las pe Ilea să încape pe mâini străine, măi, cu seamă, cu dealde de-astea. Termină, obraznico! Tu pocito! Ia uite ce... Lasă-l pe Ilea în pace, eu atâta spun, știi? Tovarășul doctor, vă rog să mă apărați de agresiunea acestei uzurpatoare. Ce-ai zis? Asta un loc că mă pun în cămașă de forță. Dar ce înseamnă asta? În loc să ne înțelegem ca oamenii, ne luăm la ceartă? Păi ce vreau? Să ne înțelegem ca oamenii, nu ca unii oameni. Uite așa, să hotărăște el. Ilea, ia spune tu. Spune tu, te rog. Hotărâți la voastră, tovarășe Blagodușe. Păi, doctore, hotărârea mea e luată. Apropie-te, Zoia, și iartă glumele soțului tău. Da. Cum ai putut crede că eu, care o viață întreagă, înțelegi tu? Da, Colio, da. Și ce mai la deal la vale, asta e, vino la pieptul meu, scumpa mea nevestică. Bine, Ilia! Drăguțule, bine! Bine, să dea naiba, să vii tu spășit la mine după ce ai pupat mămâia asta. Te opresc, auzi? Praznic! Și dau și foc! Mă razicule! Mă razicule! Noi vă lăsăm, hai să mergem. Vai, vai, oribil. Mulțumesc. Dragul meu, Colio. Da. Ah, ce fericită sunt. Ți-ai revenit? Da. Cât de fericiți vom fi noi doi de acum încolo. Bineînțeles, Zoica mea dragă. Ah, de când n-am mai auzit cuvintele astea? Nu mai spune. Vezi, și tu ai uitat. Ce? Mă urcam pe o viță sălbatică ce îmbrăca gardul internatului ca, ca o pisică. No, no, ca o veveriță. Da, ca... Și treceam la tine dincolo, iar tu mă prindeai în brațele tale puternice și îmi spuneai, da. Ce-mi spuneai? Cum? Eu ce spuneam? Cum? Eu spuneam, Zoica, mea dragă. Nu, vezi că ai uitat, vezi, nu? Ce dor mi-a fost de tine, Zoica mea dragă. Ai văzut că tot atunci era chestia cu Zoica mea dragă? De ce mă păcărești? Nu te păcărești. Stai liniștită că a fost vorba că nu faci nimic rău. Ai auzit ce a spus profesorul? Aveți grijă cu el, că e încă crud. Nici vorbă, ești crud, prostuțule. Lasă că o să te menajezi până când îți revii. Să te văd iar la măsuța ta de lucru. La masa mea de lucru, sigur. Dar oare la ce lucram eu când... Nu te forța, te rog, Că nu mi-aduc aminte. Îți spun eu, lucrarea vieții tale. La a mea? Da. Contracurentul kantian, în efervescența evoluției valtusiene, în concordanță cu determinarea relației gândire-spațiu la homo sapiens. Aoleu, de când cu operația, știi, mi s-a tulburat și memoria. Poate și din cauza basamacului. Poftim? A basamacului? Dacă în ultima vreme am cam exagerat. Da, fac fetele astea niște basamac antuia, din spirt, alb cu zahăr. Vai de mine. Da, e formidabil. Colio, că tot ai început să bei? Păi... Lasă. Nu te supăra. Lasă că vine băiețelul acasă și are Zoica grijă să-l dezvețe de năravul. Nu, de ce năra? Așa, un păhărel, două înainte de masă. Nu ține nicio picăturică. Tu care n-ai pus în gură alcool o viață întreagă să încerci... Eu n-am pus alcool să mărdăresc. Păi habar n-ai tu de câte ori m-am pilit cu băieți. Înfiorător. Vorbești așa de încurcat că mi-ar trebui un dicționar de conversație ca să te înțeleg. Ce să-i faci? Cred că m-am sonat.
Mă gândesc ce ori să zică băieții când o ieși eu din spital. Ori să spună că m-am scrântit la bilă. Și m-a blestemat ăla cu camionul lui e de vină. Eu la ăștia nu le-aș lua mămăliga aia galbenă cu semnul mirării de pe parbriz până la pensie. Să-i vadă lumea, să-i arate cu tești. Uite-i până-i spreviți ăștia. Cine le-o fi dat ăstora acolo la română? Colio, te rog, încetează, dragă, cu ororile astea. Ba nu e oror, e erori. Și eu nu sunt Colio. Iar începi? Lasă gluma, te rog, că-mi frângi inima. Nu glumești deloc. Eu mă gândesc serios. Da, sigur. Ori mai fi scăpat și alții din accidentul ăsta? Destul, dragă, destul, te rog. Mă mir, dar cum ai fi scăpat eu? Că lângă mine ședea filozoful ăla, Blagodușev. Tu ești, dragă Blagodușev, tu ești Blagodușev, dragul meu. Eu, Blagodușev? Fii serioasă. Mare lucru, o lovitură la cap, domnule. Dintr-o dată te faci filozof. Adică, ia stai, parcă ziceai că eu sunt Blagodușev. Sigur, de câte ori să-ți o repet? Și am făcut chestia aia cu... Da, cu contracurentul kantian. Așa. Sigur, este lucrarea vieții tale. Desigur, toată viața asta mi-am dorit. Dar crezi că e simplu? E, cum o să fie? Dacă era simplu, se mai ambalau și alții. Toți nepricepuții au mania asta. Ambalează și ambalează și motorul dumne în gol. Parcă lagărele și bielele ar crește pe marginea șoselii, ca pelinul. Iar în ce? Aici, pinioarele, aici, angrenajul. Înțelegi tu? Într-o viață întreagă, potolește-te, Doamne. Într-o viață întreagă n-ai folosit atâtea metafore. Cât ai dedicat acum într-o singură oră și într-o singură frază. Se zice fază, nu frază. Înțelegi? Fază mică, fază mare. Depinde și de vreme și de viteză. Formidabil, dragul meu. Așa zicea și șmecheria aia de Pancho. Ești formidabil, Ilicio, formidabil. Ar trebui să te alegem regele șurubului. Și de atunci așa mi-a rămas numele. Te lecuiesc eu de toate șuruburile astea. O să am grijă să-ți fac viața mai frumoasă. Mai frumoasă? Nu se poate. Ba da. Păi ia gândește-te. Ba da, baci cheia în contact. Ba da. Oare sucești o leacă și imediat simți cum duduie sub tine 60 de cai putere pe care îi strunești cum vrei tu. E o chestie, nu? Nu e asta cea mai grozavă viață? Este, dar este una și mai grozavă. Mai grozavă? Cea pe care o să o ducem noi de azi înainte. Noi? Noi. Care noi? Ai zis noi. Ești glumeață? Cum adică noi? Uite așa bine, vei fi externat. Cabinetul tău de lucru te așteaptă. Cabinet? Atelier, poate? Vai, Colio. Ce Colio, bre, Ilia Petrov mă cheamă. Dar de fapt, Matale, cine ești? Da, iar începi, Zoia, dragă, Zoia. Iar tu uneori îmi spuneai Zoica mea, dragă. Ei aș, niciun ei aș, așa mi-a spus. Mai spus că nu te-am văzut în viața mea. Că dacă te vedeam, cum era să-mi permitezi așa ceva cu o persoană ca mea tare? Uite că-ți permite! Uite că nu mi-amintesc! Dar fiindcă tot ne dă dură la vorbă, să știi că eu sunt doar operat, nu prost. Așa că degeaba vrei să mă duci cu Zahărinu. Uite, nici nu mi-a trecut prin cap. Cum să te duc cu Zahărinu? Mie îmi trec însă o mulțime de lucruri prin cap și ca să nu mai lungim, ascultă. Neata, mă confunzi cu... Mă confund cu... Cu cine? Persoana în chestie. Acu ce să te mint? Mi-ar conveni să fiu filozof, dar nu sunt. Și, uite, totuși eu susțin că ești Blagodușev, soțul meu. Da, ar fi bine nu să fiu soțul, numai Blagodușev. Ia, ascultă, câștigă mult un filozof? Depinde. Oricum, ceva mai bine ca un șofer. Mai mult timp liber, mai liniștit, mai fără răspundere. Uite, știi ce, Colio? Ia să vorbim noi și serios. Eu te rog ceva. Mie să nu-mi zici Colio. Păi bine, dragă, dacă ești Colio, cum să zic? Nu sunt Colio. Păi, să nu-i dai naibii pe toți bărbații ăștia. Ia, ascultă, ce s-a făcut chef de cafteală? Colio? Vezi că mă duc... Colio? Ești vulgar ca un șofer. Asta și sunt! Șofer! Vă rog să mă scuzați că vă întreb. Mă rog. Tocmai un șofer delicvent caut și eu. Șofer? Domnul Ilia Petrov. Sunt agentul de circulație pus să ancheteze... Ai nimerit la țanc, tovarășe. Joico, vrei să ne lași puțin singur? Da, bine. Doar 5 minute, să știi. Bine. 5. Hai, lasă-ne când îți spui. Spune, tovarășe, despre ce e vorba? Despre accidentul de la Unzanatec, șoferul ăla, tovarășe. Da? S-a răsturnat cu autobuzul în prăpastie, auzi? Extraordinar. Cred că era în stare de ebrietate. A, și la drum nu bea. De unde știi?
Îl cunoști? Nu, da, presupun. Păi nu mai presupuneți, tovarășe dragă. Uite, am aici declarația șoferului de pe un camion, da, de care a văzut cum s-au întâmplat lucrurile, cum s-au petrecut și care a dat fuga după ajutor. Închipuiește-ți, tovarășe dragă, că în autobuz era un mare savant, un fel de filozof sau cam așa ceva. Pierdere ireparabilă pentru știu. Dar mie îmi spui, dar a murit filozoful ăla? Nu știu, în orice caz avem informații sigure că șoferul trăiește. Mai de capul lui. Așa e și n-are decât circumstanțe agravante, tovarășe. Dacă ținem seama de antecedente care... Ce antecedente? Păi uite, vezi dosarul ăsta? Toate astea sunt declarații de la garaj. Uite, bețiv. Ce vorbești? Bătăuș. Iauși. Chiulangiu. Cine a scris? Mai bine ar fi decedat. Adică vă bucurați de rău altuia. Aș, mă gândesc numai ce o să-i pățească pielea nenorocitul. O să-i dea mult? Păi ia să vedem ce scrie legea. Uite. Așa, una. Uite ce scrie aici. Uite ce zice articolul 123 din codul penal. Conducătorul auto care sub influența alcoolului comite infracțiunea de etc. etc. soldată cu accidentarea pasagerilor este pasibil de o pedeapsă privativă de libertate de la 10 la 12 ani cu anularea dreptului de a mai conduce autovehicule tot restul vieții. Sărmanu, bine că s-a dus. Unde să se ducă? Ia stai. Și în gaură de șarpe, dacă s-a ascunde și tot nu scapă. A scăpat șoferul Ilia Petrov. A murit, tovarășe. Sigur, sigur? De unde știți? Păi cum, am fost de față la operație. Mă dai voie. Eu sunt profesorul Blagodușev. Un fel de filozof sau, mă rog, cam așa ceva. Vă rog să mă scuzați, tovarășe, n-am vrut să vă supăr, dar... Dar ai făcut-o. Unde nu vă pricepeți voi, muritorii de rând, ceilalți sunt niște un fel de... Te rog să ieși imediat. Tovarășe profesor, vă rog dați-mi o declarație în sensul... Sens interzis, pricep. La declarație, sens interzis. Vin o altă dată. Am înțeles, să trăiți. Să trăiți și iertați-mă. Dar ieși o dată, tovarășe, nu mă mai bate la cap. Sunt un om bolnav. Ce s-a întâmplat? Am încurcat-o. Cum adică? Cât eram eu de descurcăreț, acum mi s-a înfundat. Cum adică? Și prăpăditul ăla de Blagodușev. Nu putea să aibă și el o meserie mai ca lumea? Păi, eu... Inginer sau vreun maestru, ceva. Auzi, filozof. Dar ce filozof nu e bine, mă rog, de ce? Uite în ce dandana poți intra în cauza filozofilor ăstora. Da, acum că n-am încotru. Asta e. Hai să mergem. Mergem acasă. Oh, bine te-ai gândit, dragul meu. Încep să te recunosc. Cum să nu mă recunoști, Zoiu? Ia să-mi faci tu un ghiveș măcelăresc. Copt la simigeria aia din colț. Ți-ai amintit în fine că avem o simigerie în colțul străzii, vai, dar e minunat, este minunat. E minunat, la noi minunat. Nu e stradă fără simigerie în colț. Dar ai grijă să nu mă mai sâcâie ăla de la circulație, că iar fac o criză. Porcăria aia din cap, te rog, dau jos, n-auzi? Nu dau nici mort și află că asta e șapcă, nu porcărie. Te rog, Colia, te implor, arunc-o. S-o arunc, auzi, nici nu mă gândesc. Nu vezi că e aproape nouă? Uite, îți promit, îți cumpăr eu alta, dar aruncă jerpelitura aia. E, așa, uite ce bine îmi stă. Bine, mă, omule, dar cum o să stai la biroul ăsta cu șapca în cap? Dar ce, cu pălărie e mai bine? Nici cu pălăria, dragă, când lucrezi, nici cu pălăria. Cum să stai cu pălăria la birou? Păi ce plouă. Uite. Uite, birou, da. Parcă abia așteaptă să-l iei în stăpânire. Birou ăsta, uite, da. Și aici în sertare, da. Este lucrarea fundamentală a vieții tale. Ia uite ce cu minte stă și te așteaptă. Te crești eu, fundamentală despre... Contracurent. Știu. Vrei să vezi la ce capitol ai ajuns? Nu, acum mă simt cam obosit. Aș vrea să mă odihnesc puțin. În faptul ăsta, ce plec, ce comode, așa ceva am văzut eu. În autocarele alea luxoase ale oficiului de turism. Dar uite că parcă am un gol în cap. Uneori mi se pare că toată viața am fost aici și numai aici. Bineînțeles. Alteori parcă n-am văzut eu dulapurile astea niciodată. Dacă mă forțez însă... Stai, liniștește-te. Ia să vedem, uite... Ia uite, dulapul ăla de acolo, era o sticlă cu coniac. Ce spui? Îmi dai un păhărel?
Coniac? O sticlă în dulap de undeva? Bineînțeles că în dulap. Ia să vedem ce e de la tine. Dar la noi în casă n-a existat niciodată sticlă cu băutură, dragul meu. Ce de tot ce? Vorbești? Pentru că nici tu, nici prietenii tăi nu vă otrăveați cu alcool. Chiar așa? Da. Ia uite, domne, păcat. Păcat de păcat, asta este. Și apoi acela nu este un dulap, este un bufet, dragul meu. A, un da, bufet. Da, da, bufet, da, definitiv, bufet, dulap, tot aia e. Auzi, măi, Zoica, ce poftă aveam eu după hărele? Ce-ar fi să dai tu fuga până la țum să iei o sticluță? Nu, nu se poate, dragule, nu, tu ești un savant de renume. Da. Întreaga omenire este cu ochii pe tine. Aha. Ce-ar zice dacă te-ar vedea cu o sticlă de coniac? Păi nu mă vede, ce, mă duc în beci, trag o dușcă și tu de timp pui de haleală. Vai, rău te-am mai influențat nemernicul acela. Adică eu? Dar nu înțelegi odată pentru totdeauna că tu n-ai fost șofer, n-ai fost... Nu. Ți-ai băgat în cap prostia asta după accidentul acela nenorocit care a impus transplantul. Da, da. Mai, doamne, ia încearcă. Încearcă da. Tu să scapi de obsesia asta groaznică. Da, da, cum să scap? Păi ușor. Uite, ușor. Nu te mai mira de nimic. Ia lucrurile așa cum sunt. Așa. Și mai ales, uite trecutul. Da. Vreau să spun trecut legat de șoferul acela care te tulbură de fiecare dată când îl evoci. Da. Gândește-te că ai de muncă de acum încolo. Muncă? Ce muncă? A, chestia aia cu... Da, 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 cunosc. Păi vezi, omenirea întreagă așteaptă, dragul meu. Păi n-are decât o să aștepte ea mult și bine. Vrea totul, dar gata omenirea asta. Uite că nu vreau să-i pun pe tavă ce am eu aici, în cap. Să se mai perpelească și omenirea asta și să vadă ce ușor e să rezolvi problema lui. Cum îi zice? Homo sapiens. Așa, vezi? Așa. Păi ce? Crede cu coara omenire că dacă stă cu ochii pe mine, eu odată mă supăr și nu-i mai spun nimic. În loc să mă menajeze, îmi taie și porția de coniac. N-ai o țigară? Țigară? Tu te ții de glume. Nu glumesc deloc. Dă-mă o țigară de unde știi. Sau măcar un chiștoc. N-avem țigări în casă și dacă am avea, tot nu ți-aș da. Tu ești profesor de renume, dragă. Vai de viața vieților, profesor, dacă n-au ei parte, nici nu-mi fum de țigară. Știi ce? Nu mai vreau să fiu profesor. Colio. Gata! Colio! Vreau o țigară! Colio! Vreau o țigară! E, uite că eu nu vreau. Nu vreau. Nu! Nu, nu pot acum să clar? Mă... clar? Nu vreau! Nu pot acum să mă curce! Vreau... Trebuie să ies puțin la aer! Aha! Vrei să te duci la... Cârciumă! Să pareți în coraj, înțelegi tu? Colio! Colio, ce-ați venit cu cârciuma? Mă duc la bufet! Iar nu te simți bine? Vai, te rog, încearcă să uiți, dragul meu! Cum să uiți când te-am pe tine tot timpul în fața ochilor? Cum? Ce-ai spus? Tu. Eu îți amintesc de accident! Nu, o catastrofă! O catastrofă și mai lasă-mă în pace cu profesorii tăi, că nu mai pot până să faci, mă! Nerecunoscătorule, am grijă de tine ca de proprii mei ochi. Mi-e teamă să nu ți se facă rău și tu. Dacă mă mai pisez mult, mi se face și fac urât când mă dă sănții, să știi. Și dacă o ții tot așa, mă duc și mă predau. Agentul ăla de circulație o să fie bucuros că își rezolvă cazul. Să mă judece, să mă condamne, să mă spânzure, să scap o dată de tine. Așa, va să zic așa. Ai fi în stare mai curând să te duci în ștrang decât să stai cu mine. Aia! Ah, ți-ai pierdut și dragostea pentru mine în accidentul ăla, vai, ce nefericită! Stai! Nu deschide dacă e agentul de circulație! A, da, l-ai dorit, a venit! Păi și dacă mă ia la miliție? Așa, și la ștreang, dacă te duce, tot nu-mi pasă! Bine, să nu-ți pare rău! Mie? Mie să-mi pare rău! Află că voi fi o văduvă mai veselă decât văduva veselă din opereta aia! Cine sună? Presa știe tot, află tot! Poftiți, vă rog, poftiți. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, mă bucur că presa și-a amintit de noi. Mă bucur. Bună ziua. Dar ce e cu dumneavoastră în ținut asta? Plecați în călătorie? Da, plec într-o călătorie lungă. Aș putea spune că am fost norocoasă, nu? Da. Voi publica în exclusivitate un interviu cu dumneavoastră chiar în momentul plecării, tovarășe Blagoduș. Nu, tovarășe ziariște, îmi pare rău, dar nu te pot ajuta decât cu noptat. Dar cum așa? Iar i-a venit. Da, mi-a venit mintea la cap. De așa ceva, nu duceți dumneavoastră lipsă, tovarășe? Ba, că am dus și te rog, nu mai îmi zice așa, că eu nu sunt Blagodușev. Glumiți. Nu merge de glumă, nici Blagodușev, nici filozof. Bine, dar nu se poate. Noi am publicat în gazetă un articol intitulat Profesorul Blagodușev sau Noul Adam, 3 coloane pe pagina 1. Ce să vă fac? Cine v-a pus? Bine, dacă nu sunteți Blagodușev, cine sunteți? Mă recomand, Ilia Petrov. Șofer pe autobuzul care... Da,
pare rău. A, că am scăpat eu, s-a dus filozof. Frumos. Nu, mă gândeam că din moment ce nu sunteți profesorul Blagodușev, va trebui să discut o problemă care îl privește cu soția sa. Putem schimba două vorbe în particular, Zoia Blagodușeva? Dar de ce în particular? Dați-i drumul și aici. Da. De fapt, nu e niciun secret. Zoia Blagodușeva, am să vă dau o veste bună. Soțul dumneavoastră a fost premiat de Academia de Științe din Paris. Totdeauna am fost convinsă că Blagodușev este un om mare. Mare, uriaș, ce genial! Și ce sumă? Vreau să zic, cât este premiul acela? O sumă foarte mare și numai dumneavoastră, în calitate de succesoare a profesorului Blagodușev, puteți încasa premiul. Da, de ce să-l încaseze ea? Dar cine? Păi cel premiat, profesorul Blagodușev, adică eu. A, nu, dumneavoastră nu sunteți Blagodușev, dumneavoastră sunteți șoferul Ilia Petrov. De unde știți? Chiar de la dumneavoastră, mai adineori ne-ați spus că... Am făcut și eu o glumă, măi tovărășico, dar dacă e vorba de un premiu babam. Asta... Și o lună de concediu pe banii Academiei de Științe. Păi vezi, ar trebui să fie cineva nebun ca să renunțe la așa ceva. Ia spune, drăguță, când trebuie să plec? Când doriți, asta depinde de dumneavoastră. Pot pleca singur. Ai vrea tu, dar n-a murit Zoia. Păi n-am spus-o cu intenție. Am vrut doar așa să mă informez, draga mea. Auzi, acum sunt iar draga ta. Întotdeauna ai fost draga mea, Zăica. Ce ai uitat când te urcai ca o bebeliță? Înțeleg eu să mai uit câte ceva. Că da, am fost operat la cap. Dar tu să poate să uiți tot, tovarășa ziaristă. Scrieți așa, titlu: noul Adam, profesorul Blagodușev, da. Premiat de Academia etc. Da. Va pleca pentru o lună de zile. Restul știți dumneavoastră cum se readugeți doar în cone. Că doar asta vă e meseria, nu? Poate că ați vrea să faceți o declarație? Scriem. Așa. În ciuda accidentului suferit. Nu! A gravului accident suferit. Așa. Și a incredibile operații la care a fost supus. De către ilustrul nostru chirurg, profesor Cipriano. Mă rog, zici de el două, trei vorbe acolo, cu toate că n-ar merita, da? În materie de fotbal e o cismă. Zoico, iute bagajele! Hai, excursia ne așteaptă! De parcă ai văzut o safie. Sunt eu, mă, Tinco, în carne și oase. Adică, dacă e să vorbesc drept, mai mult în oase decât în carne, ce cauți aici? Ce? Păi ce, așa mă primești? În loc să te bucur că am venit la de tine? De ce ai venit? Așa, că dopusești două farfurii la masă. Ai pus două farfurii la masă? Da. Nu cumva te-ai măritat. Așa vă să zică. Am n-ai bine statornicia să... A, te rog să nu ții la mine că nu sunt nevasta ta. Și acu' ești? Așa, treaba mea. N-o să-ți dau socoteală ție. Tinco, nu mă face că iese prăpăd. Ce spui, mă? Tu faci prăpăd unde mi-ai făcut și până acum, nu în casa mea. Tinco! Tinco! Spune ce-i de spus și Valea! Că n-am chef să te găsească aici... Cine să mă găsească pe mine aici? Mă privește! Și nu mai urla, așa că te aud vecinii. Lasă-mă audă! Să audă lumea întreagă, că te-am luat lumea în cap! Mă, citează odată! Spune ce-i de spus și pleacă! Uite că nu vreau să plec! Riș! Tu râzi și eu mă perpelez de jar. De băiete, fiecare cum își așterne așa doarme. Deci eu te-am pus să faci pe filozoful. Ia spune, a fost frumos în excursia? Da, unde vrei să știu? Păi nu te face că pe mine nu mă duci tu. Știu, dar de ce întrebi? Uite așa întreb eu, scria la gazetă că ai fost plecat. Dar de unde? Am fost la spitalul de boli nervoase. Vă să zic că te-au dus la ambalamă, bravo. Bine ți-au făcut că ți s-a urcase boieria la cap. De aia spune, te-au ținut mult acolo. Am plecat imediat, că de acolo viu. De-aia ți-a adus aminte de mine, că altfel... Mi-am adus aminte? Da. Află tu, Tinco, că zi și noapte numai la tine m-am gândit. Ce? Zi și noapte. Minți. Nu mint. Ba da, minți. Și în nopțile alea, când închideam ochii un ceas, două, ziceam... Ce-o fi făcând Tinc acum? Și te vedeam dormind pe brânci, cu mâna dreaptă pusă căpătâi, ca atunci când te-am găsit la marginea lanului. Mai aduce aminte, Tinco? Cum să nu-mi aduc? Ai venit așa,
Pâș-pâș și mai speriat. Nebunule, ce? Băi, sigur că acum sunt nebun cu acte regulă. Ascultă, Tinco, mi-era un dor de tine. Auzi, mă, dar simțeam că Martin crește cu capul lui. Pe capul ăsta te-a nenorocit. A, păi ce să mai zic, cum o dai, tot rău iese. Dacă ai cap bun, îți faci dușman. Dacă e prost, râde toată lumea de tine. În spital îmi vedea să mă dau cu el de toți pereții, când îmi aminteam cum am purtat. Oule, mă, Ilicio, mă. Chiar așa să fie, nu prea-mi vine a crede. Ai cu obiceiul să le cam înflorești, auzi, mă? Poate că ți-a folosit, că ai fost o vreme filozofă. Tincu, dacă te-am pierdut pe tine, tot degeaba. Zici că te-ai gândit mereu la mine, numai precis. La mine. Și mă iubești numai pe mine. Exact. Atunci aruncă scurt aia după tine. Hai să mâncăm că mor de foame. Ascultând la minciunile tale. Tincu, e adevărat, mă. N-așteptai pe nimeni. Pe ce ești nimeni, măi? Eu sunt cel mai fericit om de lume, mă. Să te crezi? Păi sigur, jur. Ia stai. Ce ai de gând să faci? Mai întâi mă duc la miliție. Îi lasă după aia. Păi crezi că îmi dau drumul curând? Asta așa e. Bine, să zicem că au trecut toate astea. De ce te apuci tu? A, după aia? Da. Păi după aia eu mă apuc de filozofie. Ce-ai zis? Adică asta înseamnă că vrei să ne despărțim iar, nu? Păi, dimpotrivă. Vom fi împreună. Eu mă fac filozof fără persoana aia. Ce-ți veni, mă, Ilicio, mă? E mai grozav să fii filozof decât șofer. Da, să zic că tot nu te lași, da? E greu, Tincu, crede-mă. Păi, adina ora ziceai că ești fericit, nu? Păi, oarecum sunt, dar vezi tu, când ai gustat într-o viață mai bună, e tare greu să te mulțumești cu alta mai grea. Haide, săracul de tine, pe dacă te-ar auzi ea de la Balamunu, ți-ar mai da drumul de acolo până la adânci bătrâne. Ce știi tu? Păi, eu nu știu multe, dar ceea ce știu. E bun și sănătos. Cât ți-e plapuma, atâta te întinde, că altfel e de rău, băiatule. Păi asta și vreau eu, o plapumă mai mare. Da, și crezi că atunci o să fii fericit, da? Păi sunt sigur. Așa vă să zic, nu ți-e destul că suntem împreună și ne iubim. Atunci pleacă, pleacă imediat, înțelegi? Să ne duci la femeia aia cu plapuma, de mai dase cât pugonul nemernic. Ia și-o vară imediat, pleacă! Stai, lasă făcălețul, că la tine vreau să rămân. Aici, la mine? Dai, pleacă imediat, nebun delegat ești. Pleacă. Cine? Miliția. Deschide! Deschide-i, Tincu, că n-am unde să mă ascund. Intră, domnule, că-i descuiat! Gând la gând cu bucurie. Pe dumneavoastră vă căutam. De ce? De ce? Mai întâi spuneți-mi dumneavoastră cine sunteți și ce sunteți și după aia vă spun și eu de ce vă căutam. Păi, dumneavoastră, cine ați vrea să fiu? Mie mi-e indiferent, tovarășe. Și numai tot umblați cu șmecherii de-astea, că tot așa ați scăpat și data trecută. Vă somez să-mi spuneți cine sunteți și ia dați buletinul. Păi dacă l-ați găsit la mine în casă, nu poate să fie decât șoferul Ilia Petrov. Confirmați declarația, tovarășei? Recunoașteți că sunteți Ilia Petrov? Să admitem că așa e. Buletinul. Păi n-am buletin. Păi și atunci cum știu eu cine sunteți? Ilia Petrov, vă garantez eu. Sunteți de acord? Da? Bun. Atunci... Citiți și semnați declarația. Uite. Subsemnatul Ilia Petrov, de profesie șofer, declar că nu sunt profesorul Nicolae Blagodușev și nu mă voi prezenta nicăieri drept el. Și vreți să semnez eu asta? Eu am nevoie de declarație și gata, tovarăș. Bine, dacă e așa... Poftim. Ei... Și acum, cetățenii Ilia Petrov, poftiți cu mine la inspectoratul miliției. Păi, de ce să mai merg acolo? Am semnat declarație și pace bun. Asta a fost doar așa, un mezelic? Acolo va trebui să dați declarația amănunțite privind accidentul pe care l-ați provocat la Vitinca, soldat cu rănirea gravă a 22 de persoane, iar profesorul Blagodușev a fost accidentat mortal? Imposibil! Profesorul Blagodușev sunt eu. Nu mai ține figura. Nu mai ține figura. Semnătura asta este a dumitale sau nu este a dumitale? Da, e una din semnăturile mele. Adică ai semnat fals? Fiindcă ai insistat, dragă tovarășe, și mai ales pentru că m-a influențat însă. Și dacă vrei să vezi adevărata mea semnătură, iată. Poftim. Te-ai convins? Poate că vrei să mă și identifici, nu-i așa? Ca din aur n-ai făcut-o că n-aveam buletin. Poftim și buletin. Ia. Blagodușev Nicolae. Profesia
profesor universitar. Băi, aveți dreptate, aveți dreptate, numai că... Ia stați puțin, stați puțin. Am aici o reclamație semnată Zoia Blagodușeva, în care spune clar, poftim, iar acest individ care se dă drept Nicolae Blagodușev este un impostor, întrucât el singur mi-a mărturisit că în realitate este șoferul Ilia Petrov. Ce mai zice ăsta, tovarășe? Vă zic că dumneiei face reclamații? Bine, dau eu ochii cu ea. Și atunci... Și atunci ce o să faci? Opa! Ce o să... Puneți mâna pe el ca să bagă sub masă. Ia, stai. Credeai că scapi așa ușor de mine? Îl vezi, doctore Chiprianov, îl vezi? Ori faci om ca lumea din el, ori să știi că mă duc la procuror și te reclam. Că n-ai avut de la mine declarația de convințare a operației. Și atunci să te văd eu pe unde scoți cămașa. Lăsați pe mine, Zoia Blagodușeva. Să te văd. Aranjez eu. Să te văd. Ia, ești de acolo. Nu vreau să ies. Nu! Ești de acolo. Ești tu să-mi poruncești mie. Sunt creatorul tău. Ești de acolo. Ești, tata a murit de 9 ani. Blagodușev, nu mă scoate din sărite. Mai zici? Blagodușev? Blagodușev? Da. Păi stai că ești. Ia mai zi o dată. Păi cum ce? Nu ești Blagodușev? Spune-i și tovarășului de la mine ce e. Spune-i și dânsului. Că eu degeaba m-am străduit. Aolea, cine m-a fi pus să mă leg la cap cu operația asta? M-ai încurcat. M-ai încurcat și pe mine și pe ăștia de aici. Eu? Da, nu? Oh, ce se întâmplă aici? Ați auzit? Doctore, eu am obosit să parlamentez cu... Vă rog să-mi restituiți trupul soțului meu. Sta. În caz contrar, mă vă silite să apelez la procuror. Bine zice mine și mie să-mi dați în dără capul lui Ilia. Cum vreți voi să vă restituiți? Nu vă dați seama că pentru asta ar trebui să-l tai. Cum era înainte de operație? Ia stai puțin, dumneavoastră, s-ar părea că premeditați o crimă de omor. În calitate de apărător al legii, vă somez să-mi spuneți cine la teatru. Eu n-aș mai fi... Și pentru ce ați făcut? Ei, pentru ce? Ca să salvezi viața unui om, de asta am făcut. Și pe-a cui ați salvat? Stați, pe-a cui ați salvat? Pe-a filozofului sau pe-a șoferului Ilia Petrov? Pe-a amărâtului ăsta, uite, pe asta am salvat. Băi, ăsta nu e niciunul, nici altul, tovarășe. El n-a luat parte la accident, e un om nou. Exact, asta sunt, un om nou. Ei, și acesta, noul tovarăș, al treilea, mi-ați putea spune cine este? Blagodușev sau Petrov? Blagodușev, evident. Ba, Ilia Petrov. Blagodușev, lasă-mă. Nu mi-ați răspuns, tovarășe profesor. Niciunul, nici altul. Cum adică? Nu puteți da o declarație în acest sens? Da, bineînțeles. Asta îmi trebuie, tovarășe profesor, că eu cu al treilea n-am treabă. Foarte bine. Eu ori cu Blagodușev, ori cu șoferul. Mai ales de șofer aveam nevoie, înțelegi? Ăsta săracul de ele ca un prunc nou născut. Nu e așa? Păi vezi. Și mă tot hărțuiei pe mine pentru aia doi. Te rog să mă scuzi, tovarășe, al treilea. Tovarășe Chiprianov, vă rog să însemnați declarația. Este redactată în sensul că poftiți. Da, o iscălesc și gata. Așa, pe asta am rezolvat-o. Bun. Dar ce facem acum cu tentativa de crimă de omor, tovarăș? O și una și bună. Ți-am semnat declarația, gata, lasă-ne în pace acum. Păi ceea ce faci dumneata cu noi, cu nervii noștri, este inuman, tovarășe. Păi dar ceea ce ați făcut dumneavoastră cu omul ăsta, cum e, tovarăș? Păi cum? De cât să se piardă atâtea capete, vorba asistentului meu, din doi rei, unul bun. Va trăi, va munci, se va bucura de viață, mai bine decât... Stați, nu e niciun bine, tovarășe profesor. Pe uitați-vă la prăpăditul ăsta de Ilia. A ajuns de-n calmă, gar. E, știți dumneavoastră ce gărgăuni au intrat în cap? Mai de capul lui amărâtul. Păi așa vorbești tu de mine, care... Tovarășe, al treilea, vorbiți respectos cu mine și vă rog să ieșiți afară din casa mea. Afară, da, vă rog foarte bine. Și dumneavoastră mă dați afară din casă? Și eu. Păi eu nu mai am loc pe nicăieri. Mă aruncați în stradă, tovarășe Atinca. Mă arunc și în stradă dacă nu plecați imediat. Și pe dumneavoastră vă rog să eliberați locul. Haideți, ia-ți filozoful și hai să ne împăcăm, că ne-am făcut sânge rău ca proastele pentru un prăpădic al ăsta. Păi, dacă nu e Blagodușev, eu ce să fac cu el? Zui, cico, dragă, să poate să mă abandonez, eu sunt curio. Te rog, cetățene, al treilea, să-ți vezi lungul nasului și să vorbești respectos cu mine, Zoia Blagodușeva. Au revoir. Zoia! Și tu mă abandonezi, Tinco! Și tu mă dai afară! Ia că urgent și fără Tinco! Auză el, obraznicul, îmi zice pe nume, afară! Afară că vorbim la apă, făcăleți! Ei, acum vă dați seama, doctore Chiprianu, că al treilea este... Imposibil, veți răspunde în fața legii pentru toată încurcătura. Cetățene Chipriano, vă rog să mă urmați! Bine, nu, vă rog să mă urmați! Dar nu vă gândiți la reputația mea?
Când ori auzi colegii, ori să creadă că cine știe ce faptă reprobabil am comis. Nu, vă rog eu, nu. Uitați, îmi iau angajamentul că de azi încolo să fiu cu minte. Nu mai fac! O să fiu cu minte! Vasco, trezește-te, Dimitre, tu visezi urât. Ce s-a întâmplat? Vasco, ce este? Îngrozitor! Vai, de atâtea ori ți-am spus să nu mai mănânci pâine la cină. Uite ce pățești! Ce ai visat? Hai, spune repede, ce ai visat? Sunt curioasă. Nu știu, lasă-mă un pic să-mi revin, stai. Stai că știu, nu știu, ba da, parcă făcusem un transplant, un transplant de cap. Groaznic. N-am nimic, lasă-mă că n-am nimic, te rog, lasă-mă. Nu am febră. Dar ce fi sunând acum? Nu știu cine să nu deschizi. Nu deschide. O fie aia de la miliție. Vezi că o fie miliția, te rog, nu deschizi. Tu visezi în continuare, ce să caute miliția? Pe bine, mă caută pe mine. Nu deschide, n-auzi, nu deschide. Tu ești graven. Vrei să strice soneria? O fi vreo urgență, vreun accident? Să n-aud accidente, nu vreau. Mai ales de circulație. Dacă e cineva de la clinică, spune că nu sunt acasă. Că am lisit toată noaptea, că sunt la Varna, că sunt oriunde, dar numai acasă. Cine sună? Tovarășul doctor! Poftim, cine este? Eu sunt Ilia! Ilia Petrov, șoferul de la clinică! Ce vrei, Iliciu? Haide, intră! Să rămâne, m-a trimis doctorul Stanimirov. Da. Este o urgență și frătoașul profesor nu poate opera. Aici, poftim. Bună dimineața, să trăiți! Da, Vasco, scoală că a venit de la clinică după tine, trezește-te! Cine a venit? Eu, domn profesor, Ilia Petrov, să trăiți! Tu? Da. Ce vrei? Păi m-a trimis doctorul Stanimirov. Stanimirov? De ce n-a dat telefon? A, da, dar n-a răspuns nimeni. Vasco, n-ai închis toaseră telefonul. Eu? Ai zis că ești obosit și nu vrei să te deranjeze nimeni. Da. Și ce caz avem? Păi e vorba de un accident. De circulație? Oarecum, așa, a dat unul cu motocicleta peste profesorul Blagodușev. Blagodușev? Da, așa scrie aici, uite, filozoful Blagodușev. Așa, ce da, doctorul Stanimirov, ci că e necesar un transplant. Un transplant? Da. De ce? Din cauza că a făcut... Nu, din... De ce organ are nevoie, nerodule? De ce are nevoie? Parcă de... De cap? De rinichi, am înțeles eu. De ce ai zis de rinichi? De rinichi. De rinichi, ai zis? Da, de rinichi. Se face! Se face! Mă, stai să mă duc să mă îmbrac? Unde sunt hainele, pantofii, Olga, unde sunt? Extra, a visat urât. Da? Nu, are un obicei prost. Mănâncă seara câte o pâine întreagă. Ilicio, da, una întreagă. Să mai aștepte și Blagodușev, ăla că n-o muri. Mușcă-ți limba, tu știi cine e Blagodușev? De cine este? Cum nu știi? Da, parcă mi-a spus Iria, un filozof sau cam așa ceva, nu? Hai, sancta simplicitas, un filozof sau cam așa ceva. Este cel mai mare gânditor contemporan. Nu mai spune. Ascultă, Iria, sigur că... Că de rinic e vorba. Sigur, rinic, parcă stâng. Stâng, drept, nu, o care o fi numai de cap să nu fie. Orice transplant se poate, numai de cap. Olga, Olga, fă-mă o cafea, te rog. Da, bine, dar știi tu cum... Știu. Așa. Mică, slabă și... Așa, mică, nu mică, mare, tare și amară. Bă, ce bine că nu-i de cap. Tinia, știi ce bine pare că nu-i de cap? Ați ascultat Al treilea nu se poate. Fantezie radiofonică de Ivan Martinov. Traducere de Valentin Deșliu. Adaptarea radiofonică Vasile Chiriță. Distribuția a fost următoarea: Al treilea, Constantin Băltărețu. Zoia, Ileana Stana Ionescu. Tinca, Luminița Gheorghiu. Ciprianov, Virgil Ogășanu. Olga Ciprianova, Rodica Popescu Bitănescu. Sora, Rodica Mandache. Ziarista, Mirela Gorea. Stanimirov, George Oprina. Agentul de circulație, Valentin Uritescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru.
Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.